Bună seara și bine v-am găsit, dragii mei strigoiași! Sper ca în această seară să doriți să intrați cu mine în lumea poveștilor paranormale. Mai exact, în această seară vreau să vă povestesc o legendă extraordinar de înspăimântătoare, dar și frumoasă în același timp. O legendă de undeva din secole îndepărtate. O legendă care încă se mai povestește și astăzi. O legendă care a lăsat foarte multe semne de întrebare în mințile celor care au povestit-o. Această legendă are legătură cu vrăjitoarea Bats sau, așa cum mi se mai spune, vrăjitoarea Bell. The Witch Bell sau la bruja Bell. Această legendă este o legendă care a strânit foarte multe replici acide în acele timpuri între oameni. Pentru că a fost un mister și a rămas un mister, chiar dacă această legendă poate că în unele zone sau de unii oameni a rămas cumva uitată în negura timpului. Dacă vreți să ascultați legenda vrăjitoarei Bell, nu vă rămâne decât să vă așezați comod, să vă luați ceva de mâncat, ceva de băut și, bineînțeles, să apăsați acolo pe clopoțel în caz că nu v-ați abonat. Vă doresc vizionare plăcută! Enigmatica legendă a vrăjitoarei Bell, care se întoarce din secolul XIX în prezent, ne vorbește despre o serie de fenomene paranormale, dificil de explicat. Vrăjitoarea cunoscută sub numele de Kate Bats are o legătură misterioasă cu familia Bell. Este anul 1782. Suntem în Carolina de Nord, Statele Unite ale Americii. O tânără pereche este pe punctul de a se căsători, de a intra în rândul lumii. Ea este o fată de rang înalt, de neam bogat, frumoasă, ca o păpușă, dar tânără și fără minte. Această fată are în jur de 18 ani, neîmpliniți. El este un bărbat dublu vârstei ei, matur, muncitor și foarte cerebral, dar și un bărbat extrem de conștiincios, un bărbat extrem de tenace, plin de învățături puternice și, evident, plin de mister. Acest bărbat de 32 de ani este destul de înțelept pentru vârsta pe care o are. Îi este precum un părinte acestei fete, cu toate că el a luat-o din dragoste. Gurile rele ar fi spus că această fată frumoasă s-ar fi căsătorit cu acest bărbat pentru putere și pentru bani. Dar să știți că el a iubit. În ciuda vârstei, chiar a fost îndrăgostită de el. John Bell, căci așa este numele său, este un bărbat extrem de muncitor și de frumos sufletește. Poate nu este atât de elegant precum este această femeie, dar este un bărbat care știe să-și vadă de casă. Este un bărbat familist, un familist convins, aș putea spune. Lucy Williams, căci așa se numește această fată frumoasă, s-a căsătorit cu John Bell din dorința familiei sale, dar și din dragostea pentru el. Familia sa îl dorea extrem de mult ca ginere și ca soț pentru fiica lor, pentru că era extrem de grijuliu. Căsătoria lor mergea extrem de bine, se înțelegeau. Iar ca și cadou de nuntă, părinții fetei, pe lângă celelalte daruri materiale, i-au făcut cadou, sau le-au făcut cadou, mai bine spus, celor doi, o servitoare în casă, cum se
obișnuia în acele timpuri. Doar că această servitoare în casă era o sclavă, pentru că erau acele timpuri în care cei de culoare erau sclavi celor albi. Această sclavă le-a fost oferită pentru a le face serviciile casei. Femeia se numea Chloe și avea un băiat pe nume Dean. Perechea de tineri căsătoriți au mai primit în dar și o bucată mare de pământ pe care să-l cultive și să-și dezvolte afacerea, pe care John Bell deja o începuse. Este o pereche extrem de prosperă. John Bell lucrează în fiecare zi din greu pentru a da familiei sale tot ceea ce familia sa își dorește. John Bell, fiind o persoană dreaptă, decide să-i dea libertatea lui Chloe, să o desfacă din lanțurile sclaviei, atât ei cât și fiului său. Acest bărbat, oferindu-i libertate ei, de fapt, i-a oferit o libertate excesivă, deoarece nu i-a oferit-o doar ei, ci și soțului său, deoarece această femeie, în scurt timp, fiind liberă, se căsătorește cu un bărbat la fel de bun ca și John Bell. Și, evident, împreună cu el și cu fiul său, dintr-o altă căsătorie, Dean, aleg să locuiască împreună cu John și cu Lucy. În decursul anilor ce au trecut, familia lui John Bell s-a mărit. Acum are 6 copii cu frumoasa sa soție. Dar nici Chloe nu s-a lăsat mai prejos. Ea, împreună cu soțul său, mai au încă 5 copii, pe lângă Dean. Sunt o grămadă de persoane într-o casă destul de mică, așa că spațiul începe să se strângă puțin. Afacerea familiei merge din ce în ce mai bine. E din ce în ce mai prosperă. John al nostru face foarte mulți bani, așa că decide împreună cu frumoasa lui soție să se mute, să își schimbe viața în totalitate. Statele Unite în acele timpuri ieșiseră din independență, de aceea și John a hotărât să o elibereze pe Chloe din această sclavie în care trăia. Războiul de independență fusese cu foarte mulți ani în urmă și totul mergea din ce în ce mai bine în acea perioadă în Statele Unite ale Americii. Doar că, repet, John nu-și mai găsea echilibru, nu-și mai găsea locul. Dorea să schimbe ceva, mai ales că soția lui era tânără și dorea și simțea nevoia de o schimbare. Știți, în Statele Unite ale Americii există un loc numit frontieră, de care mulți oameni se feriau. Mai exact, undeva în mijlocul Statelor Unite este frontiera de mijloc, care este aproape de teritoriul indian. Un loc retras, unde nu sunt nici emigranți și nici colonizatori. Este un loc liniștit. Un loc în care îți dorești să trăiești cu familia pentru tot restul vieții. Dar mai încolo de acest loc retras este Kentucky. John Bell află dintr-o scrisoare primită de la una din rudele soției sale că există un loc extrem de liniștit undeva mai departe de el. Acest loc este un mic orășel care acum crește ca populație, numit Nashville. Sau cum îl știau cei de pe acele timpuri și cum îi spuneau, Red River, râul roșu. În acest loc, această femeie în scrisoare spunea că își poate dezvolta afacerea mult mai bine, că sunt foarte multe bucăți de pământ nelucrate, parcele de pământ în care ar putea să-și facă o fermă întreagă și să ducă o viață liniștită alături de soția sa și de cei 6 copilași. John Bell, citind toate aceste lucruri, se emoționează. Doar la gândul că ar putea duce o viață liniștită alături de frumoasa lui soție în acele locuri. După ceva timp, mai exact în anul 1804, John și familia sa se mută în Red River. Viața le-a fost un rai, un rai frumos, cu bucurie, cu soare. Dar din păcate pentru familia Bell, acest lucru, la scurt timp după mutarea lor, a fost umbrit. La început, când John a ajuns acolo, și-a făcut o casă extraordinar de mare,
cu foarte multe camere, o casă mare, frumoasă, impunătoare, din lemn, pentru că adora lemnul. Era precum o cabană. Și-a luat o grămadă de animale și și-a construit o micuță fermă, care pe zi ce trece se tot mărea. Afacerea prospera din ce în ce mai bine. Copiii săi nu mai erau întocmai mici. Ba chiar trei dintre ei se și căsătoriseră, plecaseră la casele lor. Iar John devenise membru de onoare al bisericii din acel loc. John, văzând că are foarte mult spațiu și soția fiind foarte mulțumită de ceea ce vedea, s-a hotărât să mai facă încă trei copii. Iată că familia s-a mărit din nou. Cei care aveau 17-18 ani doreau și ei să-și întemeieze o familie și să plece. Chloe a rămas și ea lângă familia Bell. John și familia sa nu făceau diferența dintre ei și ea, chiar dacă ea și soțul ei erau de culoare. Soțul ei era un om muncitor, un om de încredere pentru el și pentru toată familia Bell. Toată familia lui John Bell era extrem de bisericoasă, mai ales Lucy. Cu toate că era o femeie frumoasă și tinerică, îi plăcea să meargă la biserică și mergeau aproape toată familia, duminică de duminică. Și evident, fiind o familie bogată, înstărită din acele timpuri, o familie care se înțelegeau cu oamenii și ei între ei, au stârnit și invidia unor oameni răi, care nu îi doreau a fi împreună și care își doreau ca afacerea să nu mai fie atât de prosperă pe cât era. Coșmarul începe după 4 ani de la mutarea în Red River. Cea mai mare greșeală a lui John Bell a fost că în acele timpuri a făcut afaceri cu o așa zisă vecină, cu gânduri bune, cu intenții bune. Această vecină era o femeie extrem de ciudată, dezgustătoare, aș putea spune. Oamenii din jur o evitau. Vorbeau despre ea că ar fi o bețivă. Și drept că nu prea arăta ea ok. Era o femeie neîngrijită față de alte femei. Și vreau să vă spun că nu era bătrână. Avea în jurul vârstei de 31 pic de ani. Dar arăta ca o femeie bătrână din lipsa igienei și din lipsa interesului față de ea însăși. Ba mai mult, unii dintre oamenii din Red River o considerau o vrăjitoare. Numele acestei femei este Kate Butts. Femeia care avea să aducă ghinionul în viața familiei Bell. Distrugerea și multe lacrimi. Oamenii din jur o mai descriau ca fiind o femeie vulgară, nesimțită, cu o gură mare și spurcată, exact ca unei vrăjitoare. Plus că nici casa unde locuia nu arăta prea primitor. Femeia aceasta vulgară are și un obicei extrem de ciudat. Pe lângă faptul că este urâțică și rea, invidioasă, dezgustătoare, are acest obicei de a merge la casele oamenilor de prin prejurimi și o sună la ușă. Iar în momentul în care o femeie iasă în pragul ușii și îi răspunde, această femeie îi cere fie niște ace, de acelea de cusut, fie nasturi. Iar dacă sunt femei care spun că nu au nici ace, nici nasturi, le cere ace de păr. În acele vremuri, femeile purtau acele freze extrem de mari și știți la ce mă refer, la genul acesta de freze. Ei bine, pentru genul acesta de freze îți trebuiau niște ace extraordinar de mari să poți să-ți faci acea coafiură. Iar persoanele care aveau astfel de ace erau acuzate de celelalte persoane din comunitate că ar fi vrăjitoare, că le-ar folosi pentru vrăji și pentru ritualuri de voodoo sau chiar de a despărți cupluri întregi. Kate Butts locuiește în afara orașului, exact ca și John, pentru că John locuiește în afara acestui oraș, orășel. Acolo are această fermă, undeva, să zic, la câțiva kilometri de oraș.
este singura lui vecină. Oamenii au exclus-o total din societate, în primul rând pentru faptul că atât ea cât și soțul ei erau vai de capul lor. Ea, pe lângă faptul că era o femeie răutăcioasă și bruha, vrăjitoare, lumea o mai considera și extrem de parșivă. Ba mai mult, alții o considerau chiar hoață. Soțul ei era un om violent, un om cu problemele alcoolului ca și ea și extrem de devotat minciunii. Un om care înainte de toate nu iubea pe Dumnezeu, iubea diavolul și iubea tot ce era negativ. Pe lângă toate aceste calități pe care le au aceste două persoane, mai sunt și foarte leneși, nemuncind, mai ales soțul. John Bell, văzând că oamenii au și ei destul de mult pământ, doar că este nelucrat, s-a hotărât să facă o afacere profitabilă cu aceștia. Mă rog, cu răjitoarea, că bărbatul era vai steaua lui. Nu prea îl găsea tras ca să poată să vorbească, era mai mult beat. Și s-a hotărât, pentru o sumă bunicică de dinero, să îi vândă vrăjitoarea pământurile toate lui. Iar ea, fiind o persoană săracă, a acceptat fără să se gândească de două ori. John este un om de cuvânt și îi plătește pământul vrăjitoarei Kate Betts. Doar că ea, fiind o vrăjitoare, sau mă rog, o femeie rea, nu recunoaște. Și aici începe coșmarul familiei Bell. Toate au mers bine până într-o zi, în care Kate Butts îl acuză pe John Bell că i-ar fi luat pământul cu tot cu ce avea acolo. Adică că a înșelat-o. Dar el spunea că acolo nu era nimic roditor, ci doar buruieni și plante insignificante. Acum, dacă stăm să ne gândim, și într-adevăr iar fi fost o vrăjitoare, așa cum spuneau și din comunitate, posibil că femeia a fost deranjată că John Bell a curățat acel pământ, a dat foc acelor ierburi. Ea, considerându-le extrem de importante pentru licori și pentru ritualurile de vrăjitorie. De acolo a început cearta între ei doi. O ceartă care a continuat mult și bine. John Bell o acuza pe ea că este o femeie care este nemulțumitoare și înșelătoare, iar ea îl acuza pe el de trădare, îl acuza de aroganță și de nesimțire. Cearta lor ajunge până la urechile bisericii, unde Kate Butts îl acuză pe John Bell de înșelătorie. Iar pentru biserică, toate aceste lucruri au fost extrem de grave. Biserica, ajungând să se îndoiască un pic de John Bell. Bineînțeles că el a negat, dar biserica nu l-a mai văzut cu ochii buni. Biserica i-a spus că nu poate accepta un om care și-a bătut joc de o femeie egal de cum este ea. Că a tras în piept o femeie amărâtă. Dar el a spus că nu a tras pe nimeni în piept, că este un om cinstit. Cum de fapt, chiar așa a și fost. Această ură dintre ei a continuat încă 3-4 ani după toată această situație, până într-o zi, când Kate Butts a dispărut. Ca și cum n-ar fi existat niciodată pe fața pământului. Ceea ce a fost și mai nasol a fost că corpul ei nu a fost găsit niciodată, oameni buni. Iar la scurt timp, câteva zile sau săptămâni, a dispărut și soțul ei. La fel, corpul nefiindu-i găsit. Acum, acuzațiile se îndreaptă către John Bell. Lumea știe că el a avut ceva clinciuri cu ea. A auzit și acest lucru biserica. Iar la acest lucru biserica a luat cumva măsuri, excluzându-l pe John și pe familia sa din biserică. Ba chiar mai mult, dându-l afară din postul lui important pe care l-a avut. Trec încă 3-4 ani.
Afacerea merge bine. Pământul lui John Bell, pământul luat de la Kate Butts, dă roade. Și roade bune. Chiar dacă el nu mai este omul bisericii, nu renunță să mai meargă din când în când la biserică și zvonuri se mai aud. Sunt oameni care încă se uită urât la John Bell și îl acuză de dispariția femeii. Dar el nu arată că-l doare și merge mai departe. Într-o seară, stând la masă, John cu familia și cu Chloe împreună cu soțul ei, că vi-am zis, nu făceau diferență, au auzit un urlet ciudat de lup. Un urlet de lup pe care nimeni până atunci nu-l mai auzise vreodată. Primul care a auzit acest urlet de lup a fost fiul cel mare al lui John Bell. Apoi ceilalți doi. Iar apoi John și mai apoi soțul lui Chloe. Femeia de culoare care a fost eliberată de sclavie. Bărbații s-au speriat și nu prea. S-au speriat din cauza faptului că s-au gândit, Doamne, dacă sunt lupi, ne vor mânca animalele, mai cu seamă oile. Și au hotărât să meargă să vadă ce se aude și de unde se aude acest urlet de lup. Bineînțeles, înarmați. Ieșind afară, au decis să meargă după sunetul acelui lup. Iar sunetul acelui lup i-a dus până pe terenurile lui Kate Butts, care deveniseră terenurile familiei Bell. Acolo au găsit foarte multă ceață, foarte multă întunecime, cu toate că era după masa. Nu era încă seară. Era un întuneric straniu, o ceață, de nu vedeai la câțiva centimetri în fața ta. Din cauza plantației foarte bine crescută, John Bell nu a văzut atât de bine că undeva la 2-3 metri, maxim 4 în fața lui, stă ceva. Dar apropiindu-se mai bine, a văzut că de fapt în fața lui a apărut o dihanie mare, care într-adevăr avea forma unui lup, dar era ceva mult mai mare decât un lup. Ceva negru, cu niște colți foarte mari, cu niște ochi roșii precum ai iadului, care era gata să-i atace. John Bell într-o mână avea o armă, iar în cealaltă o secure. Exact în momentul în care a dat să-l atace, el a tras de două ori în acest animal sau în această dihanie. Animalul parcă nici n-ar fi simțit. A dat să-l atace din nou, iar atunci s-au mai auzit încă două focuri de armă din partea cealaltă din spate. Erau fiul și soțul lui Chloe, cei care au tras în această bestie. Dar bestia nu a căzut la pământ așa cum ei sperau, ci mai degrabă s-a dat doi pași înapoi, i-a mârâit și a fugit în ceață. Oamenii au rămas șocați, dar speria s-au întors acasă până a doua zi. Iar a doua zi au hotărât să meargă din nou să caute urmele acelei bestii mari, nu? Deoarece în momentul în care rănești un animal, da? Dacă chiar e un animal egal cât de mare e, îl împuști sau, nu știu, îi faci ceva, ar trebui să rămână urme, nu? De sânge sau să se fi văzut ceva sau cel puțin poate trupul său. Da? Ei s-au gândit că poate animalul a murit fiind rănit și ei de frică poate n-au văzut acest lucru. Au plecat să caute urma lui, s-au gândit că poate a picat undeva și a murit. Dar nimic. Nu urme de sânge, nu animal mort, nu nimic. Era totul limpede și curat ca și cum acolo n-ar fi fost nimic niciodată. După două zile de la acest episod în care John Bell și cei doi s-au luptat cu această bestie, au început să se audă lucruri stranii și în casă, pocnituri, zgârieturi. Dar ceea ce l-a speriat pe John Bell a fost faptul că aceste lucruri stranii se auzeau mai mult în afara casei. În peretele casei, dar de afară, se auzeau lovituri de genul. Se opreau, iar apoi auzeau zgârieturi, ca și cum un animal mare ar zgâria. Acum ei s-au gândit că poate o fi vreun animal, o fi vreun urs, o fi ceva. Dar totuși
animalul nu poate lovi. S-au gândit și la hoți. Așa că John Bell a decis să angajeze niște paznici. De frică unui jaf. După cum i-am spus, erau oameni invidioși pe afacerea lui și nimeni nu-și dorea ca John Bell să prospere, ci mai degrabă să ajungă tot mai jos. În continuare, și după ce acești oameni au fost angajați, acele lovituri și acele zgârieturi nu au încetat, ba din contră s-au intensificat. Iar el când i-a întrebat, ei au spus că nu văd nimic și că într-adevăr aud și ei, doar că nu se vede nimic. Unul dintre ei a îndrăznit să-i spună lui John Bell că ar fi vorba de niște fantome, de ceva straniu la mijloc. Iar el a râs, a zis că nu există așa ceva. Țin să vă menționez că în acele timpuri nu era electricitate. Oamenii umblau cu lămpașe, cu torțe. Lămpașe sunt acele felinare pe gaz, cu lumânări. Nu era electricitate ca în zilele noastre. Plus că casa lui John Bell era într-un loc unde nu era accesibilă ușor oricui. Era practic la marginea orașului, pe un câmp. Nu erau șosele în apropiere, deci era la depărtare de oraș. Nu avea cine să vină. Plus că acei oameni nu văzuseră nimic. Dar o săptămână după ce sunetele s-au tot intensificat și deja John împreună cu familia sa a început să audă pașii prin sufrageria casei, s-a hotărât să mai angajeze încă doi paznici și pentru casă. Dar atunci și-a dat seama că nu are rost, pentru că s-ar putea ca fiul lui Kate Butts să le facă o farsă sau să-și răzbune moartea sau dispariția mamei sale. Pentru că nimeni nu știa ce s-a întâmplat cu Kate Butts. Lucru care s-a dovedit a fi fals. Băiatul acela n-avea nicio treabă. Fenomenele paranormale au început să fie din ce în ce mai frecvente și mai tari. Au început să cadă pietre pe casă. Pietre în câmp, unde nu sunt munți, unde sunt niște brazi extrem de înalți. Plus că n-aveau de unde. Deja începea paranormalul să se resimte din ce în ce mai tare și parcă John Bell începea să creadă în paranormal. Într-o duminică, după masa de prânz, în dormitoarele băieților, s-au auzit ca și cum niște șobolani extraordinar de mari ar rodea podeaua sau ar, nu știu, rodea ceva acolo sub patul băieților. Băieții, fiind destul de curajoși, au vrut să vadă ce este, dacă sunt șobolani sau este altceva. Au aprins două lumânări și s-au uitat sub pat. Dar nimic. După ce au stins lumânările și s-au urcat din nou în pat, la fel, aceleași sunete. Când au aprins din nou lumânările, are nimic. A doua zi, acest fenomen s-a mutat și în camera fetelor. A treia zi, chiar și John Bell, împreună cu soția sa, a auzit aceste lucruri. Iar apoi, săraca Chloe cu soțul și cu copiii săi. A fost teroare. Ultimul lucru care i-a înspăimântat atât de tare pe cei din familia Bell, încât au decis să apeleze la altcineva, pentru că și-au dat seama că e vorba de un spirit malefic sau de o fantomă, au fost sunetele unor lanțuri târâte la ei în casă. Niște lanțuri grele, vechi, ca dintr-o temniță. S-au speriat foarte tare. Și au dorit să apeleze la ajutorul bisericii. Dar înainte de a apela la ajutorul bisericii, John Bell a apelat la un prieten bun de-al lui care a vorbit cu biserica. S-a temut că dacă merge el direct, lumea o să-l ia drept nebun, mai ales după treaba cu Kate Butts. Așa că nu s-a dus John direct, ci a vorbit cu prietenul său. Dar până să vină acel bărbat, ei au mai auzit prin casă și sunete de persoane care plâng. Într-o seară, soția lui a auzit niște sunete de om care se neacă în acel râu.
iar băieții, într-o noapte, au fost treziți de o forță nevăzută care a tras pătura de pe ei și le-a aruncat-o jos. Oamenii au decis să meargă la locul câmpului, pentru că, cu toate că aceste lucruri terorizau zi de zi, afacerea trebuia să prospere. Iar în momentul în care ei mergeau la lucrul câmpului, fie o pietricică, nu știu, fie o bucată de lemn, îi lovia ca și cum cineva ar arunca în ei. Îi agresa la propriu. Îi bătea. O forță nevăzută îi bătea. Preocuparea creștea din ce în ce mai tare. Așa că John, văzând că prietenul său n-a făcut nimic, a vorbit cu cineva foarte apropiat lui, cu un prieten și mai bun, aproape pot să spun că ruda soției sale, pe nume James Johnson, care era direct membru al bisericii. Iar acesta a venit și a sărit în ajutor. John l-a rugat să-și ia soția pe prietenul său și să vină cu ea la ei să stea o noapte, să asculte fenomenele din casă. S-a temut să nu fie doar în viziunea lui, s-a temut să nu nebunească. Iar el a spus că dacă într-adevăr și prietenul său, împreună cu soția sa, or să audă toate aceste lucruri, va apela la biserică, dacă nu, nu. Se vor muta. Cert a fost că fenomenul a început să-și facă de cap. Casa, la propriu, a sărit în aer. Lucruri au început să zboare prin casă. Pocnituri, zgâreturi, plânsete, urlete, râsete se auzeau din casă de parcă ar fi sute de persoane în acea casă. Ceva mai straniu de atât nu există. Johnson, cu oamenii bisericii, încep să se roage ca acel fenomen sau acea fantomă să plece. Dar mai rău au făcut, pentru că vă vine să râdeți, nu vă vine să râdeți, au luat bătaie. Fantoma i-a bătut la propriu. Deci se auzeau pocnituri de palme peste fețele lor. Iar toți cei care au asistat la această scenă au rămas terifiați, pentru că nu era nimeni, dar ei erau bătuți. Cu vânătăi, cu sânge. Vă dați seama că oamenii s-au speriat și au fugit. Din păcate, toată această bătaie s-a mutat asupra cele mai mici membre a familiei, adică fetița lui John Bell, pe nume Elizabeth, de doar 2 anișori. Ea a suferit o bătaie gravă, a fost târâtă de păr prin toată sufrageria de față cu toți oamenii, de acea forță nevăzută. Oamenii bisericii au spus clar că e vorba de un blestem. Și mai ales de un blestem care vine din cauza faptului că John Bell ar fi tras un piept pe Kate Butts. Ei au asigurat că Kate Butts l-a blestemat pentru faptul că i-ar fi luat pământul și ar fi făcut ce a dorit cu el. Ba mai mult, John Bell a fost considerat de asasinarea femeii. Iar unii dintre ei au crezut că tot ceea ce îi se întâmplă lui John Bell îi se întâmplă pe bună dreptate. Alții au spus că ar fi avut un amantlâc, o aventură cu această femeie. Dar nu este adevărat. John Bell nu s-ar fi putut uita niciodată la o astfel de femeie. Niciodată. Să nu uităm ce zână și ce prințesă a avut acasă și pe care a iubit-o. N-ar fi fost în stare să o înșele pentru nimic în lume. De atunci, din acea zi, în care cei din biserică au văzut ce se întâmplă la casă și au bănuit că e un blestem, l-au dat afară din biserică de tot. I-au interzis să mai intre în biserică nici măcar la slujbă. Au spus, ai omorât-o, iar acum plătești cu acest blestem. Nu te mai vrem, ești un om de-al diavolului. După câteva zile, într-o noapte, Chloe aude zgomote din camera lui Betsy, o fetiță de ei. Din păcate, când merge să vadă ceea ce este, vede fetița levitând. O forță nevăzută o ținea efectiv în aer. Femeia, desperiată, a sărit și a prins-o de picioare. Să o tragă în jos, să o tragă în pat. Dar acea forță se opunea. Opunea rezistență și tragea înapoi. Chloe, în acel moment, s-a speriat și
A tras-o extrem de tare pe fetiță de picioare, iar în acel moment forța nevăzută a prins-o de păr și a trântit-o de perete. Femeia speriată a plecat din cameră țipând și trezind toată casa. Iar de a doua zi, Chloe, după atâția ani de fidelitate, împreună cu copiii și cu soțul ei, a părăsit familia Bell. Familia Bell, după toată această situație în care Chloe plecase, a început să primească vizite de peste tot de prin oraș, de la foarte multe persoane. Unii veneau de curioși, alții veneau că vreau să ajute, alții se bucurau de blestemul care s-a abătut asupra lor. Printre toți acești oameni, în casa lor a sosit și profesorul Betsy, fata lui Chloe, care le-a spus că el se pricepe la lucruri paranormale și că el e conștient că acea fantomă sau acel spirit va comunica cu ei dacă va fi întrebat ce dorește. Zis și făcut, John a acceptat ca acest bărbat să vorbească cu fantoma și să afle ceea ce dorește de la familia Bell. Bărbatul a spus spiritului așa: dacă vrei să vorbești cu noi, bate odată. Dacă vrei să nu vorbești cu noi, bate de două ori. Orice răspuns cu da va fi cu o bătaie, orice răspuns cu nu, cu două bătăi. Bineînțeles că zis și făcut. Bărbatul îl întreabă: vrei să vorbești cu noi? Deodată, în liniștea casei, se aude o lovitură. Adică da. El îl întreabă: ești moartă? Iar acea fantomă sau acel spirit bate odată și spune: da. Adică acea bătaie era un fel de da. El îl întreabă: ești un spirit din infern? Iar acea fantomă îi răspunde cu două lovituri. Adică că nu. Iar a treia întrebare l-a speriat pe John Bell de moarte. Îl urăști pe John Bell? Dar spiritul a bătut odată, s-a înțeles că da. Iar după aceea a bătut, cred că de 10 ori continuu una după alta, dând înțeles că da, îl urăște din tot sufletul său și că îl vrea mort. Că îl vrea inexistent în acea casă. După această întrebare, la câteva minute s-au auzit și niște voci, ca și cum pur și simplu casa ar fi prins viață. Niște voci care nu au părăsit casa Bell mult timp. Acest bărbat le-a spus că vocea seamănă cu a vrăjitoarei Kate Butts și el e conștient și e sigur că această femeie e moartă, iar acum a venit să își răzbune onoarea cică, să se răzbune pe John Bell pentru ceea ce i-a făcut să cât i-a trăit. A trecut. John Bell a fost primit în altă biserică și a fost liniștit o perioadă. Dar spiritul acestei vrăjitoare nu l-a lăsat nici acolo. Ba mai mult, în timp ce John era la slujbă, spiritul a venit după el, vocea aceea a venit după el și a început să strige tot soiul de aberații în biserică. În casă era din ce în ce mai rău. Niște prieteni de familie a familiei Bell, fiind un cuplu mai tânăr, au venit la ei în vizită. Iar acea voce nenorocită a spus următoarele lucruri către bărbatul din cuplu: de ce nu ți-ai adus sclava? Iar bărbatul a răspuns: pentru că vin doar cu soția. Dar și vocea a răspuns înapoi: dar trebuia să-ți aduci sclava, deoarece este mai ceva ca soția ta. S-au uitat cum te comporți cu ea? Bărbatul rușinat și speriat a plecat. Căsnicia îi se stricase. Femeia aceea a început să țipe și să întrebe: ce legătură are el cu sclava? Ceea ce era ciudat la această voce sau la acest spirit a acestei vrăjitoare era că cu fetița cea mică nu avea nimic. Ca și cum ar fi fost cu ea de treabă și cu ceilalți rea. Dar dacă stăm să ne gândim, totuși fetița cea mică a luat bătaie în sufragerie, de față cu toți. Nu mai înțelegea nimeni acest spirit. Această voce, când fetița cea mică s-a îmbolnăvit, a început să-i cânte. Cu o voce caldă, blândă, ca și cum ar fi fost o mamă bună sau o prietenă. Cealaltă fată a familiei Bell, din cauza acestei fantome, dorește să plece de acasă și se mută la o familie pentru a sta în chirie. Dar fantoma s-a dus după ea
Și a făcut probleme atât ei cât și celelalte familii, încât femeia a fost nevoită să se întoarcă din nou înapoi acasă. Vocea îl vizită noaptea și pe John Bell, nu doar pe Elizabeth, ci pe cea mică. Îl înjura, îl critica, îi cânta cu o voce ebrie, ca și cum o femeie beată ar cânta și ar cuicăi, ar țipa, ar face, făcea ca toți dracii această femeie. Pe John Bell îl deranja, îl măcina această voce, îl teroriza. John Bell, de la atâtea nopți în care n-a putut să doarmă din cauza acestei femei, a hotărât să întrebe spiritul, femeia aceasta, cine ești, ce vrei? Iar ea i-a spus că e o sclavă care a murit de necat în râu. Alte ori spunea că e o prizonieră, e cineva din acea casă, își bătea joc de el, se juca cu el și cu nervii lui. Într-o zi, Lucy, soția lui John, era extrem de bolnavă. Iar deodată lângă ea în pat se materializează niște nuci și niște dulciuri. Și acea voce care îi spunea că o să fie bine și o să se facă bine. Femeia s-a speriat și n-a înțeles de ce cu ea și cu fetița cea mică și cu cealaltă fată care plecase se poartă frumos și cu John și fiul său cel mare care plecase din casă s-a purtat extrem de urât. Nu înțelegea. Fenomenul devenea din ce în ce mai ciudat. După încă un an de la toată această nebunie cu fantoma, John Bell a fost paralizat de bătăile fantomei. Pentru că la un an după toate aceste lucruri, fantoma a devenit din ce în ce mai agresivă. John Bell nu mai mânca, nu mai bea apă, nu mai face nimic. Din cauza bătăilor, din cauza lucrurilor auzite în casă, din cauza stresului pe care această voce a infernului i-o dăduse în fiecare zi, timp de un an de zile, de ani de zile, îl îmbolnăvise pe bietul John. Cineva care i-a ajutat foarte mult, acel profesor, le-a spus că, de fapt, în acea casă sunt cinci spirite, nu doar unul. Și că nu se știe care din acele spirite e drăguț și care e malefic. Pentru că atunci înțelesese Lucy că spiritul care o ajutase pe fetița cea mică, pe ea și pe cealaltă, nu era același spirit cu spiritul care o bătuse pe fetița cea mică. Ea considera că Kate Bates e spiritul cel rău, iar celălalt spirit cel bun e posibil un copil pe care Kate Bates îl avortase. Zilele treceau, iar John era din ce în ce mai bolnav și slei de puteri. Toți angajații din casă plecaseră de frică, iar John a rămas doar el cu familia. Animalele au început să moară rând pe rând, nemai fiind cine să le îngrijească. Lucy, fiind o fată foarte bolnavă, și aici mă refer la soția lui John, de mică, fiind bolnavă, s-a îmbolnăvit foarte grav de o boală incurabilă și a murit. Această boală a depistat-o după toate aceste fenomene. La puțin timp după moartea soției, iată că John Bell decide să urmeze și moare și el în data de 29 decembrie. La înmormântare, cei care au asistat, puțini oameni mai degrabă care au asistat, au auzit tot soiul de țipete, râsete și aplauze. Kate Bates sărbătorea victoria morții lui John Bell. Răzbunarea se împlinise. Spiritul femeii era mulțumit. Abia l-au putut înmormânta. Era într-o comă acest bărbat înainte de a muri. O comă pe care acest spirit i-o crease. Cu greu l-au înmormântat. Cei ce au mai rămas au spus că din peștera apropiată casei lor se auzeau tot soiul de sunete asemănătoare ca la înmormântarea lui John Bell. De aceea au și numit-o peștera vrăjitoarei Bell. După moartea lui John Bell și a soției sale, aceste fenomene se auzeau din ce în ce mai rar. Au început să scadă. Se auzeau foarte vag doar din peșteră. Voci, râsete și cântece. Și cântece vechi, cântate de vocea acelei femei bețive. După toată această nebunie, fantoma reapare. Mai exact la
căsătoria lui Elizabeth. Fantoma, nefiind mulțumită de bărbatul cu care Elizabeth a dorit să se căsătorească, a încercat să îl înnece în râu cu câteva zile înainte de nuntă, iar bărbatul, speriat, a părăsit-o și a spus că nu are nevoie de așa ceva. După tot acest episod, din nou, spiritele s-au așezat. La scurt timp după toată această nebunie, Elizabeth hotărăște până la urmă, având nevoie de cineva lângă ea, să se căsătorească cu proful fetiței lui Chloe, care i-a ajutat. El, netemându-se de fantomă și vorbind cu ea, gândindu-se că poate așa o vor goni definitiv. Surpriză! Nu s-a mai întâmplat nimic. Acest lucru ne face să credem că cumva fantomei îi plăcea de acest bărbat. Îl dorea. Părea că e o fantomă care nu dorea să fie singură. Dar nu vom ști dacă acea fantomă era a lui Kate Butts sau acelui copil. Era ciudat. Pe acest bărbat, repet, fantoma, spiritul, fenomenul, îl plăcea. Îl dorea lângă Elizabeth, pentru Elizabeth. Era un om potrivit pentru ea. Chiar asta îi spusese vocea. Ba mai mult, acest bărbat întreba fantoma tot soiul de lucruri interesante. O punea să citeze paragrafe biblice, punea întrebări legate de Biblie la care răspundea. Date istorice și multe alte lucruri. Era foarte ciudat. Era clar că vrăjitoarea, spiritul vrăjitoarei dorea căsătoria lor. Și căsătoria lor a și fost una prielnică, a durat foarte mult. Oamenii chiar au început să țină unul la celălalt și să se iubească, le-a mers foarte bine. Dar după câțiva ani de la căsătoria lor, vrăjitoarea din nou a apărut sau spiritul ei din nou a apărut. Ca să îi atenționeze că peste 7 ani va apărea din nou, deci el a apărut practic pentru a-i atenționa. De atunci vreau să vă spun că nu mai sunt informații despre nepoți, copii ai lui Elizabeth și a profului sau, mă rog, alte rude. Nu mai e nimeni care să povestească ce s-a întâmplat dacă fantoma, într-adevăr, după 5-7 ani a apărut din nou. Și de ce și-ar fi dorit să reapară din nou. Posibil că ceva s-a mai întâmplat, dar aceste lucruri au rămas undeva în umbră. De atunci a trecut foarte, foarte mult timp și legenda a fost schimbată de foarte multe ori. Transmisă prin viu grad din vorbă în vorbă, a fost modificată și remodificată. Dar ceea ce e clar pentru noi este că totuși Kate Butts rămâne un mister. Legenda ei rămâne un mister. Rămâne un caz ciudat despre un spirit care a vrut să se răzbune? Sau nu? Oare Kate Butts a fost omorâtă de John Bell sau nu? Ce s-a întâmplat cu ea? De ce celorlalți le făcea rău, iar celorlalți bine? Sau poate că nu era ea? Erau mai multe spirite? Nimeni nu va ști acest lucru niciodată. Și nimeni nu va ști dacă Kate Butts s-a mai întors înapoi. Aceasta este legenda vrăjitoarei Bell. Vă ce părere aveți despre toată această poveste? Credeți că a fost un spirit bun care doar a căutat să se răzbune pe John Bell și atât? Sau spiritele care le atacau pe celelalte persoane au fost alte spirite diferite de spiritul lui Kate Butts? Și lăsați părerea voastră în general despre această legendă urbană. Cam atât pentru voi. Până data viitoare, eu vă doresc ca de fiecare dată aveți grijă pe unde umblați, cu cine umblați și ce faceți. Noapte bună!